de Miss continuă. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cum te cheamă? Mă numesc Maria Ioana Tabita Busuioc. 18 ani, da? Tata, cu ce se ocupă? Tata cântă. Cum îl cheamă? Costel Busuioc. Wow! Tatăl tău a câștigat un concurs, nu? Da, da. Unde? A fost de Babel, din Spania. El era zidar, dacă nu mă înșel. Da? Da, da, da. Și acum? Tatăl meu acum este în America. În America? Da, de câteva luni. M-am obișnuit cu lipsa lui, mi-este foarte dor de el. Asta m-a făcut să fiu mai puternică decât sunt și să învăț să am încredere în mine și să am grijă de mine singură. Nu știu, mă simt foarte norocoasă pentru că mă înțeleg foarte bine cu el și pe lângă că mi-este tată, mi-este și prieten. Nu știu cum sunt ceilalți tați, dar eu mă înțeleg foarte bine cu tata, vorbim foarte deschis anumite lucruri. Cei drept, inițial noi spusesem că vreau să vin la X Factor, el nu știa, aflat săptămâna trecută și a fost un picuț șocat. Mi-a spus să fiu puternică, să nu mă uit la o persoană anume, să am încredere în mine și să dau tot ce e mai bun. Și tu vrei să mergi pe urmele lui, să cânți, să faci din asta meserie, un mijloc de a trăi? Vreau să merg pe urmele lui, dar cu pașii mei. A fost strict alegerea mea să fac canto și îmi place foarte mult ceea ce fac și mă definește. Acesta este lucru pe care aș vrea să-l fac și din care să-mi câștig existența și de ce nu? Îmi place să fac oamenii fericiți și să transmit. Tu ai observat că între primul și al doilea refren tăți-o tăcut? Nimeni nici nu a aplaudat. Da. Știi de ce? Nu. Pur și simplu pentru artisticitatea acestui viol al laringilor, eu trebuie să dau un da. Mulțumesc frumos! Pipi on the pip pip. Poți să văd textul de la refren, te rog? Îmi dai pipi on your pipi pip pip? Direct zici că e Raul, jur. Seamănă foarte mult cu Raul. Eu nu am emoții, dar cu voi mă... Și când am jos, sunt 1000 de ori în primul rând, ți-am spus. Ce are ea și nu am găsit. Ei, acum haideți, că nu pot să fac mania. De ce nu se scot ochelarii până la urmă? Uite cum am întors iar. Cu forțe proaspete. M-a spus eu prospături? Dar tași în gură. Am revenit la X Factor. Când spui că te cheamă Busuioc și urci pe o scenă să cânți, deja toată lumea are așteptări foarte mari. Mă numesc Maria Ioana Tabita Busuioc. Tata, cu ce se ocupă? Tata cântă. Cum îl cheamă? Costel Busuioc. Așa că acum, jurații arde nerăbdare să o asculte. Am spus să fiu puternică, să nu mă uit la o persoană anume, să am încredere în mine și să dau tot ce e mai bun.